După dezastrul armatelor române și germane pe frontul răsăritean, la Stalingrad și Cotul Donului, sovieticii încep să avanseze cu direcția Berlin. În primăvara anului 1944, Armata Roșie ajunge la granița cu România. Devenise clar pentru forțele puterii reprezentate de mareșalul Ion Antonescu, dar și pentru opoziția condusă de Iuliu Maniu, că menținerea alianței cu Germania va duce la dezastrul României, permanent supusă bombardamentelor aliate. Încă din 1942, regele Mihai, alături de camarila lui, s-a alăturat eforturilor pentru scoaterea României din războiul anti-aliat. În pofida promisiunii făcute chiar în dimineața de 23 august 1944, mareșalul Antonescu amâna încheierea armistițiului, așteptând dezlegarea Germaniei pentru efectuarea acestuia. Cu doar câteva luni înainte, Germania stopase o tentativă similară a Ungariei prin operațiunea Margareta. Urmând exemplul regelui Italiei, care l-a înlăturat din funcție și arestat pe prim-ministrul Benito Mussolini, regele Mihai procedează asemenea. Înaintea eliberării Parisului, noul prim-ministru Constantin Sănătescu rupe alianța cu Germania nazistă. Ziua următoare, Bucureștiul este bombardat. România se aliază Statelor Unite ale Americii, Angliei și Rusiei. Armata română eliberează Transilvania ocupată la 25 octombrie 1944 de ziua regelui, luptând apoi pentru eliberarea Ungariei și Slovaciei de sub nazism. Administrația românească a fost restabilită în Ardeal la 6 martie 1945, după ce, în urma presiunilor Moscovei, regele Mihai l-a numit pe Petru Groza prim-ministru României. Pentru actul de la 23 august, regele Mihai a fost decorat atât de Washington cât și de Moscova.